Bun găsit, dragi elevi! Astăzi încercăm să răspundem, cu adevărat sau fals, la una dintre problemele care știu că macină pe mulți dintre voi. Un verb este întotdeauna un predicat? Ne vor ajuta modurile nepersonale. Iată o ilustrare. După ce sora mai mare va termina de udat planta, sora cea mică va uda și ea în grădină. Observ două variante ale verbului a uda. De udat și va uda. Din punct de vedere morfologic, ca părți de vorbire, sunt verbe. Însă, din această pereche, doar un verb poate să fie predicat. Va uda. Pentru că este un verb la mod personal. Mai bine zis, la modul indicativ. Celălalt rămâne ca parte de vorbire verb, dar modul la care este acum nu îi permite să devină predicat. Este un mod nepersonal. Modurile nepersonale sunt patru la număr. Infinitiv, participiu, supin și gerunziu. La aceste forme nu vom găsi persoană, număr și timp. Sunt moduri nepersonale. Modul infinitiv. Forma inițială a oricărui verb o mai putem numi forma de dicționar. Există un infinitiv scurt, care reprezintă și baza identificării conjugării după litera finală. Există și un infinitiv lung, o moștenire din limba latină. A căuta, căutare. A cădea, cădere. A pierde, pierdere. A citi, citire. A hotărâ, hotărâre. În limba română, acest infinitiv lung acum este asimilat cu substantivul. Modul infinitiv, așa cum am spus, nu va duce niciodată către funcția sintactică de predicat. Însă, poate avea alte funcții sintactice. Poate fi subiect, a învăța. Modul infinitiv devine subiect. Poate deveni atribut când determină un alt substantiv. Dreptul de a învăța este respectat. Poate deveni complement. Caut a învăța mai mult. Poate deveni nume predicativ. Dreptul meu este a învăța, dar nu predicat. Modul participiu se recunoaște după terminația T sau S și indică activitatea încheiată. Citit, văzut, scris, șters. Ușor de reținut. Modul participiu este un instrument multifuncțional în comunicare. Ajută la formarea timpurilor compuse, la formarea perfectului compus, la formarea viitorului anterior, la formarea conjunctivului perfect, a condițional-optativului perfect. Modul participiu se adjectivizează, se substantivizează, este parte a construcției pasive, ajută la formarea modului supin, un alt mod nepersonal, face parte din forma predicativă a verbului, împreună cu auxiliarul, foarte important. Dar nu formează singur predicat.
Iată câteva exemple în care găsim utilizări ale acestor verbe la moduri nepersonale. Prima formă de tipar a fost xilogravura, folosită încă din secolul al IX-lea în China. Tehnica presupunea inscripționarea textului pe o placă de lemn cu ajutorul căreia se făceau exemplare în serie. Germanului Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului, cu litere mobile, îi se datorează cărțile de astăzi. Pentru prima dată, Gutenberg a folosit în 1440 litere de plumb pe care le-a asamblat una câte una pentru a forma cuvinte. Prima carte publicată în serie de către părintele tiparului, Gutenberg, a fost Biblia în 1456. Viziuni despre cartea electronică au existat încă din 1935. În era internetului, lângă cartea de hârtie și-a făcut loc cartea în format electronic. Primul e-reader a apărut în 2007. Se pare însă că ideea unui aparat similar exista încă din anii 1900. Un prim e-reader a apărut într-o revistă de știință în anul 1935, sub denumirea de cititorul de cărți al viitorului. Desenul arată un bărbat într-un fotoliu citind o carte pe un ecran de sticlă, imaginea fiind mărită cu ajutorul unui proiector. Cititorul întorcea paginile din telecomandă. Modul supin se formează prin antepunerea prepoziției la participiu. Despre participiu, numai ce discutase. Iată, de la a învăța infinitivul, prin utilizarea participiului și a prepoziției, obținem de învățat. A desena pentru desenat. A săpa la săpat. A spăla, de spălat. A curăța, pentru curățat. Prepozițiile se pot schimba în funcție de context. Iată și un exemplu de identificare a funcției sintactice a unui supin. Am decitit până mâine această carte. Decitit este verb la modul supin, iar funcția sintactică aici este complement direct. Predicatul este am. Ce am decitit? Modul gerunziu are mărci ușor de identificat. Terminațiile ind sau nd. Jucând, fugind, stând, fiind, putând, creând. Transmit ca mesaj o acțiune în continuare. Iată și câteva exemple în care identificăm funcții sintactice diferite. Mă relaxez citind. Cum? Citind, am uitat de timp. Din ce cauză? Citind, te-am auzit la radio. Când? Iată cât de variate sunt situațiile în care putem utiliza gerunziul. Și acum. Iată două afirmații cărora trebuie să le căutați valoarea de adevăr. Verbul la mod nepersonal devine predicat. Verbul la mod nepersonal nu devine predicat. Vă las și pe voi să gândiți.